Ceainăria și cafeneaua sunt locuri ideale pentru tot felul de proiecte muzicale. Așa ceva se întâmplă în seara asta la Serendipity, începând cu ora 20 și 30 de minute. DNS Coffee Project va susține acolo un concert, fapt care m-a determinat să iau legătura cu Bodo István, impresarul acestei trupe. Te salut, István! Bună ziua! Bună. Care ar fi pe scurt istoria grupului DNS? Foarte interesant. Am organizat un concurs de atelaje canine la Borsec și fiind a 10-lea an, am rugat la primărie dacă știu vreo trupă cu care să facem un chef de seară. Ei mi-au spus că da, e o trupă tânără din Borsec și cu ei am putea să colaborăm. Am făcut concertul și pur și simplu m-au dat pe spate. Îmi venea să cred că în Borsec există așa ceva. Ei au făcut cover-uri pop-rock și au vreo 8 piese proprii. Și atunci i-am făcut o propunere să facă un trio, un proiect pentru cafenele mai mici, mai spre soft, mai spre jazz, constatând că Ana Maria are o voce foarte, foarte bună pentru jazz și ei au acceptat cu bucurie această provocare, să spun așa, e un proiect foarte recent. Practic e a doua cântare ce o să fie în seara asta la Serendipity. A început să se contugheze foarte interesant toată treaba și o să avem la Brașov o cântare joi la Festival 39 și după aia la Miercurea Ciuc Gheorghen, Sfântul Gheorghe. Voi vorbiți de un proiect special pentru ceainării și cafenele. Ce elemente ați luat în calcul atunci când ați făcut proiectul ăsta? De logistică, în primul rând, adică să fie scule foarte puține, să putem să ne mișcăm foarte mult, dar totuși să fie la un nivel la care se așteaptă lumea cine vine acolo. Nu e amplac, dar aproape. Și ca să se preteze cu ceainării, deci nu e numai jazz, cântă cover-uri de jazz, dau și Macy Gray, deci așa mai soft pentru lume de ceainărie. Programul DNS este bazat în general pe cover-uri și compoziții proprii. Știi cumva ce va fi în seara asta, din punctul ăsta de vedere? În seara asta o să cântă cover-uri și pentru mine e o surpriză. Eu l-am rugat să facă special Girl From Ipanema. Nu știu punctual ce o să fie. Nu ne rămâne decât să ne vedem acolo. Îți mulțumesc, István, și succes cu proiectul DNS. Mulțumesc și eu și vă așteptăm. O să fie o surpriză pentru toată lumea.